Municipiul Moreni și comuna Buciumeni sunt considerate două localități dâmbovițene unde Uniunea Social-Liberală are un cuvânt de spus. Și când afirmăm acest lucru, știm de ce. Pentru că de câteva mandate, alegerile locale sunt câștigate de PSD, iar în luna iulie de USL. La referendum însă lucrurile nu au mai fost atât de clare ca la alegerile locale. Conform datelor de la Biroul Electoral Județean Dâmbovița, prezența la vot în cele două localități conduse de primari USL a fost una destul de mică față de prezența la vot din celelalte 48 de localități dâmbovițene unde sunt tot primari USL și PSD. În municipiul Moreni, la referendumul de duminică s-au prezentat 8.036 din cei 17.949 de cetățeni cu drept de vot, ceea ce înseamnă o prezență la vot de 44,77%. Din cei prezenți, 6.884 au votat da, ceea ce înseamnă un procent de 85,66%. Împotriva demiterii au votat 1.035 dintre cei care au venit la urne, ceea ce reprezintă un procent de 12,88%. La Buciumeni s-au prezentat 1.758 din cei 3.922 de cetățeni cu drept de vot, ceea ce înseamnă o prezență la vot de 44,82%. Dintre cei prezenți, 1.516 au votat da, ceea ce înseamnă un procent de 86,26%. Împotriva demiterii au votat 222 dintre cei care au venit la urne, ceea ce reprezintă un procent de 12,63%. Comuna Buciumeni este și localitatea natală a ministrului mediului Rovana Plumb, care vinerea trecută, prezentă la Târgoviște, cu lacrimi în ochi, făcea apel către toți cetățenii să se prezinte la referendum, pentru ca lucrurile în țară să intre pe un făgaș normal.